Da, a venit momentul să părăsim România și să mergem prin Spania. Ne place acolo, e cald, e frumos, o istorie îndelungată, povești interesante și oameni la rândul lor cu povești interesante, oameni pe care îi aducem aici alături de noi în matinal. A venit momentul să continuăm serialul nostru, Ce mai faceți? Sunteți bine? Campania București FM în vreme de pandemie. Astăzi din Spania, Maria Mazilu, bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ai venit, Maria, alături de noi în matinal. E și Andreea, suntem trei forțe care încearcă să mute munții din loc. Lăsăm Spania acolo, dar să vedem cum o lăsăm. În primul și în primul rând, spune-ne unde ești tu. Noi știm, dar amintește-ne atât nouă cât și ascultătorilor de matinal. Locuiesc în Valencia, în oraș. Este microfonie. Nu știu dacă neapărat microfonie. Cred că semnalul ne ajută foarte mult. Posibil ca semnalul să ne facă ceva probleme. Hai să mai încercăm să te auzim și reglăm din mers. Nu știu ce să spun, întrebați-mă voi. Bun, deci ești în Valencia, da? Asta am vrut să identificăm în primul și în primul rând. Noi plecăm de la ideea pe care am descoperit-o pe site-ul valenciana.ro. turist-în-valencia-precizări-aprilie-2021. Încercăm să vedem ce se întâmplă pe acolo în momentul de față. Tendința Europei este să se mai relaxeze lucrurile. Ce măsuri sunt anunțate în comunitatea valenciană în perioada următoare? În comunitatea valenciană s-au mai relaxat măsurile, dar cu toate acestea, din ce citesc în presă, înțeleg că sunt printre cele mai drastice din Spania. Pe data de 9 mai expiră statutul de alarmă la nivelul întregii țări, la nivelul Spaniei, și premierul a anunțat că nu va intenționa să ceară prelungirea acestui statut, drept care vom intra în normalitate din punct de vedere juridic, dar fiecare comunitate, regiune autonomă va avea dreptul, în măsura în care îi permit atribuțiile legale, să impună măsurile restrictive în funcție de situația de la fața locului. Până pe data de 9 mai, în Valencia, în întreaga comunitate, este instituită carantina pe timpul nopții, începe la ora 10 și se termină la 6 dimineața și tot până la această dată nu avem voie să intrăm și să ieșim din comunitate fără un motiv, fără să fie vorba de o situație de necesitate, cum ar fi cazul unui contract de muncă, un control medical, să te întorci la domiciliul sau rezidența ta și orice altă cauză justificată pe care o poți dovedi cu documente. Între cele trei provincii ale comunității, sigur că ne putem deplasa cu singura limitare a carantinei de noapte. Din 25 aprilie s-au relaxat măsurile și barurile, cafenelele pot sta deschise până la ora 10 seara, pentru că până pe 25 ora maximă era 6 după amiaza. Și de asemenea s-a mărit capacitatea permisă în incinte, în magazine, în orice incintă. De asemenea, în spațiile publice se pot întâlni 6 persoane și nu 4, cum era înainte, iar în cazul întâlnirilor la domiciliu pot participa persoane din 2 nuclee familiale diferite. După data de 9 mai, din ce am înțeles din punct de vedere juridic, ar exista discuții, comunitățile autonome, neavând puterea să permită să dispună prelungirea închiderii teritoriale. La nivelul comunității valenciene, președintele Ximo Puig nu a făcut deocamdată nicio precizare ce se va întâmpla din acest punct de vedere. Singurul lucru pe care l-a precizat foarte clar a fost că dacă evoluția lucrurilor va fi ca și până acum,
măsurile se vor mai relaxa, dar să nu sperăm la schimbări foarte, foarte mari. Masca e obligatorie? Îmi cer scuze, nu am înțeles. Masa? Masca este obligatorie în spațiile deschise? Da. Da, masca este obligatorie peste tot în spațiile publice, absolut peste tot. Toate persoanele care au peste 6 ani sunt obligate să poarte mască, cu excepția persoanelor care depun un efort fizic foarte mare și respirația lor le-ar fi îngreunată de mască, cu excepția persoanelor care au dizabilități și nu își pot gestiona singure folosirea măștii, la fel cu excepția persoanelor care au probleme de sănătate și care, a căror respirație ar fi îngreunată de folosirea măștii. Bun. Andreea, te las. Te invit să pui tu următoarea întrebare. Nu te întrerup. Nu mă întrerupe. Sunt foarte curioasă cum merge campania de vaccinare acolo. Ce ai făcut? Mi-ai furat întrebare. Pe ce am vorbit noi? Da. Păi tocmai. Dacă spun că spaniolii sunt supărați pe autorități, cred că nu greșesc. La nivelul întregii țări se vorbește de un procent de vaccinare de aproape 8% din populație. Și chiar acum, înainte să intru în direct, am citit într-un ziar o știre de ieri că în ritmul acesta de vaccinare mai durează 7 luni de zile să se atingă pragul propus de guvern pentru imunizare, 70%. Comunitatea valenciană este una din comunitățile în care vaccinarea se desfășoară bine. Din dozele primite s-au administrat peste 80%, iar ca și populație imunizată în comunitatea valenciană este vorba de 8% din populația întregii comunități. Bun, ce vaccin folosesc spaniolii în momentul de față? Depinde de categoria de vârstă. Se folosește Pfizer pentru persoanele dependente de alte persoane din punct de vedere al sănătății și a doua doză se aplică celor peste 70 de ani. Johnson se aplică persoanelor din mediul rural cu vârste între 70-79 de ani, AstraZeneca persoanelor între 60 și 65 de ani și Moderna persoanelor din categoria de risc înalt. Iar în ceea ce privește campania de vaccinare în comunitate, sunt organizate în prezent 70 de puncte în care intră nu doar unitățile sanitare. Bun, se poartă discuții cum se poartă în România cu privire la teoria asta a conspirației, că vaccinul ne-ar provoca cine știe ce boli, cine știe ce suferințe, un control din partea cuiva. Există fluxul acesta de fake news și în Spania, oamenii sunt speriați, trebuie cineva să-i convingă. Dom'le, vaccinul nu-ți face rău, vaccinul te ajută, vaccinul vine ca un sprijin pentru a învinge pandemia. Cum văd la nivel individual spaniolii lucrurile? Da, acum o să spun o părere personală, chiar nu știu din punct de vedere statistic. Nu neapărat statistic, pur și simplu percepția, exact. Mi se pare că oamenii sunt deschiși către vaccinare și aici sunt curente fotografiile din ziare cu poze, cu cozi la vaccinuri. Nu stau pe Facebook și nu citesc genul acesta de știri, deci nu știu ce să vă spun dacă există. Eu nu am întâlnit aceste teorii ale conspirației, dar nici nu pot să spun că nu există. Impresia mea personală este că nu este la nivelul din România. Oamenii se vaccinează, oamenii sunt dornici să-și reia viața de dinainte, pentru că, după cum bine știți, Spania este... În Spania, lumea socializează extraordinar de mult și după atâtea luni de stat în casă și restricții, e dificil pentru spaniol, e dificil pentru oricine, dar aici se simte cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, în lunile în care cafenelele au fost închise,
pe străzi era liniște, ceea ce este neobișnuit în Spania, pentru că, știți, este țara cu cel mai mare număr de baruri pe cap de locuitor din lume. Aici este un zgomot continuu de fond de la baruri și e neobișnuit. Deci eu ce resimt este deschidere către vaccinare și nu am întâlnit susținători ai acestei teorii. Repet, probabil că ori fi eu, nu am. Da, păi despre asta era concluzia la care vreau să ajungem. Am folosit așa fake news-ul pentru că el are mare căutare, să spunem. Concluzia este că populația este deschisă către vaccin, făcând comparație cu ce se întâmplă la noi, unde avem vaccin, dar nu prea mai avem doritori. Andrei, și atunci de ce avem o rată de vaccinare atât de mică? Care ar fi explicația? Nu sunt suficiente doze de vaccin dacă oamenii totuși își doresc să se vaccineze? Spuneai ceva mai devreme de 8% la nivelul populației. Care este cauza exact? Sinceră să fiu, nu știu. Înțeleg că până în prezent în Spania au fost aduse, au fost distribuite 15 milioane de doze de vaccin și aproape 4 milioane de persoane și-au făcut ambele doze. Acum au existat și aici sincope când a fost problema cu AstraZeneca, apoi cu Johnson și există comunități în care rata de vaccinare este mică. Există sincope și aici. Probabil că sunt la nivel de organizare. Am, spre exemplu, o amică, locuiește în Catalunia și face parte din categoria persoanelor de risc. Și îmi spunea acum o lună de zile, era foarte supărată că nu o sunase, nu știa ce îi se întâmplă, pentru că la ea în sat unde stă nu există punct sanitar. Și deși este în categoria de risc, ea nu a fost cuprinsă de autoritățile sanitare și nu știe când se va vaccina. Deci mă îndoiesc că sistemul este perfect și aici. Da, bine, știi ce se întâmplă, Maria? Nu ne-am mai confruntat în epoca modernă cu o pandemie. Fiecare țară încearcă să găsească metoda cea mai eficientă să-și vaccineze populația, plecând de la ideea că vaccinul nu este obligatoriu. Deci nu poți impune o astfel de chestiune. În altă ordine de idei, Spania este una dintre țările care, din câte mi-aduc aminte, ar fi vrut pașaportul acela verde sau, mă rog, pe baza vaccinului să poți călători. Odată pentru siguranța propriei populații și în al doilea rând pentru repornirea motoarelor economiei și a pune pe picioare din nou turismul. Spania trăiește din turism. Economic vorbind, cum stau lucrurile în momentul de față? Din ce știu, economic lucrurile nu stau bine deloc. Sunt persoane care au fost date în șomaj tehnic, la fel știu lucrul ăsta, știu cazul concret al unei amice, și nu a primit ajutor, din decembrie este în șomaj și nu a primit nici până în prezent ajutorul de șomaj. Nici măcar, luna trecută, nici măcar nu era, nu știa care este situația ei, nu se regăsea în baza de date a autorităților. Deci din punctul ăsta de vedere, nu, lucrurile nu stau bine deloc, este o rată a șomajului foarte mare. În ceea ce privește certificatul acela de călătorie, de vaccinare, nu știu, că bănuiesc că atunci când se va decide la nivelul Uniunii Europene, Spania va fi prima interesată, cum ai spus, să îl adopte. Momentan cred că se merge așa pe politica pașilor mărunți. Spre exemplu, primesc pe Valenciana întrebări de la români care vor să vină în vizită și îmi spun, dar eu am vaccinul. Nu trebuie să mai îmi fac testul PCR, nu? Ba da, astea sunt regulile acum. Nu le fac eu, îmi pare foarte rău, dar în momentul de față, până pe 9 mai, regulile astea sunt. Chiar dacă există vaccin făcut, ambele doze, în Spania se intră pe baza rezultatelor testului PCR. Povestește-ne un pic, te rugăm în încheiere, despre acest site al tău. Ce putem găsi acolo? Cât este de important în perioada aceasta, dacă vrem să călătorim în Spania, să accesăm site-ul? Valenciana am conceput-o ca pe un loc în care cei care vor să vină în Valencia să cunoască orașul din punct de vedere al unui turist, dar și mai mult de atât.
Și sigur că cei interesați de Valencia vor găsi aici sfaturi utile din punct de vedere turistic, ce să viziteze, ce să facă, despre programul de masă al spaniolilor, programul magazinelor, dar vor găsi și lucruri interesante, despre locuri mai puțin cunoscute și despre obiceiuri și tradiții valenciene. Bun. Andreea, Maria, mulțumim. Ce mai faceți în cazul de față? Iată exemplu că faci bine. Faci bine că ai pus la dispoziție și acest site. Util și în vreme de pandemie, util și în vreme de pace până la urmă. Avem și liliacul acolo. Este simbolul Valenciei. Lilieci sunt numiți și fotbaliștii echipei Valencia. Da. Nelipsit acest liliac. Bun, deci ca să tragem o concluzie și o linie. În cazul în care vreau să redevin turist de meserie, și eu și Andreea, și vrem să facem matinalul din Valencia, în momentul de față trebuie să îndeplinim următoarele condiții și repetă-le tu pentru cei care chiar au treabă sau chiar vor să meargă în Valencia în perioada următoare. Trebuie să aveți la voi un test PCR făcut în 72 de ore înainte de aterizare. Și asta este tot din punctul de vedere al comunității Valencia. Bun. Bun, deci, e foarte simplu. S-a înțeles. Da, asta este tot. Și evident, mască, dar... Regulile acestea se subînțeleg. Ca să intrați însă pe teritoriul Spaniei, acum aveți nevoie de testul PCR. Asta este tot. Trăiască PCR, ar spune cineva, și cei mici, nu vă speriați, nu e vorba de Partidul Comunist Român. Maria, multă sănătate în continuare, succes cu site-ul, succes cu activitatea ta de acolo. Să fiți sănătoși și să ne dați vești bune din Spania. Ne place tare mult acolo, mai ales mie, care nu am fost niciodată, dar îmi doresc să Mulțumim mult, Maria, baftă! Mulțumesc și eu pentru invitație. Toate cele bune. La revedere! Toate bune și ție, Maria Mazilu din Spania.